în acest moment, cât... Amero. Spuneți-ne ce cantitate de azotat de amoniu se află în portul Constanța și cât de sigur este ea depozitată în momentul acesta, pentru că s-a tot vorbit despre condițiile de depozitare. Avem în prezent în portul Constanța circa 25.900 de tone de azotat de amoniu depozitat la 3 operatori portuari. Circa 5.000 de tone sunt la un operator în Constanța Sud-Agigea, circa 17.500 la un operator în portul de nord și circa 3.500 la un operator din Midia. Toți operatorii portuari care operează aceste mărfuri periculoase în general sunt autorizați de ISU în acest sens și condițiile de operare și toate cele necesare în caz de intervenție sunt precizate în planuri de asemenea aprobate de intervenție, aprobate de ISU. Imediat după ce a fost incidentul nefericit de la Beirut, am fost solicitat inclusiv de domnul ministru al transportului Lucian Bode să raportăm situația și să verificăm pe teren cum stau lucrurile, lucruri pe care l-am și făcut. Am intensificat inspecțiile pe care le facem de obicei la operatorii portuari, nu am identificat probleme cu privire la condițiile de operare. Pot să vă spun că toți operatorii portuari depozitează în regulă, respectă toate cerințele, ceea ce ne face să înțelegem că suntem în siguranță din acest punct de vedere. Și totuși cantitatea e de 10 ori mai mare decât s-a întâmplat la Beirut. Măsuri suplimentare ați luat? Este adevărat, dar este o cantitate normală pentru portul Constanța. Noi am operat în acest an 87.000 de tone până în prezent și aceasta este o valoare medie, la fel ca în ultimii 5 ani. Trebuie să menționăm că portul Constanța, așa cum e firesc, are magazii pentru și depozite de tranzit. Nu sunt depozite care se păstrează cu continuitate. E pentru această substanță care are acest risc, sigur că și cantitatea contează, însă contează foarte mult condițiile de securitate și respectarea acestora. Mulțumim.